Hai să vedem care e faza și cu ăsta. Uite ce sunet tare aici, nebun la cap. Trebuie să dau mai încet, că mi-e frică rău de tot. Nu uitați să vă abonați, să facem și noi 100.000, că mai avem puțin rău, da. For a better experience, așa, and turn off the lights. Nu vreau să turn off the lights, că mi-e frică rău de tot. Ia. Mary Jane Anderson, our reporter at the crime scene. Yeah. Thanks, Joe. They found went missing last Monday. Forensics located her camera near a well, in which her lifeless body was also found. Her husband, the alleged killer, has already been arrested. Aha. Deci introducerea, un reporter, el așa, așa, n-am înțeles nimic nicio, dar mă rog. Mamă, ia vezi. Cred că are grafică bună jocul ăsta. De ce se mișcă singur? Vreau să-l mișc eu. Se poate? Vă rog, că nu prea mă simt în siguranță. Hello? Hi, Mark. It's been a long time since what happened to your mother. E puf viața mea, uite, stăteam, nu făcea nimica. Are you better? Yeah, yeah, sorry. Listen, are you in contact with the afterlife? Yes. Tell me. Cum adică with the afterlife? I need you to make contact with my mom. Aolo. Aolo, don't do that, my friend. Nu cred că am mai jucat jocul ăsta. Seamănă cu ceva ce am mai jucat, clar, dar nu cred că l-am mai jucat. Ah! Ah! Am jucat ceva de genul. Am jucat ceva de genul când am jucat cu Cesima atunci. Deci când am jucat cu Cesima atunci, mi se pare că clipul de la care mi-am luat eu strike. Stai așa. Mamă, nu go to my menu. Băi! My mom is dead. My father in prison. And I have to take care of my little brother. Am mai jucat un gen de joc. Arăta la fel, dar ăsta e mult mai cu grafică mai bună gen. Și nu cred că e așa greu cum era ăla. Mamă, dar ce sensibilitate mică am. Bă, frate, am sensibilitatea prea mică. Stai așa un pic, că nu cred că e la fel ca ăla. Nu e la fel, mă, viețile mele. E mai complet, gen. Jackie? Aolo, ferească Dumnezeu. O nebună, că zici că face altceva. Închide ăla. Ia stai. Dar pe ce anume interacționez în afară de F? Sau doar pe F? Trebuie să mă întorc. Nu, cu ăla Marta nu seamănă. Am jucat un joc, e pe baza jocului PT făcut ăsta și... What the hell? Aolo, doamne. Și gen, era, se numea PT, dar era la fel camera, dar cu grafică mult mai slăbuță, gen. Da, mă, numai cu F umblăm. S-a deschis ușa aici. Și după aia cred că intrăm în aceeași cameră. Ia. Numai aici, uite, e biliard. Nu e. E asemănător, dar nu e la fel. Practic se întâmplă în același univers cum ar veni, dar nu e același joc. Și e diferit, gen. Ia. Asta e, să ținem minte că aici curent și astea. Așa. Aici nu-i nimic. Ia. Aha, s-a închis ușa direct. Și ia. Da, mă, da. E genul la jocul ăla, frate. De ce?
Mă, cine plânge că ăsta e de jucărie? E încuiat. Păi și ce-ți fac eu ție, băi? Vrei să mă joc cu tine? Vrei să ne jucăm? Hai! Hai, fazan! A, am zis stop! Bă, că de f... Da, zi, bă, stop! S-a făcut 10 fix. Aolo. Sună telefoanele. Mam, zi, dacă-i mam, zi să se ducă unde e ea și astea. Oh. Oh, nu merge. De ce nu merge, mă, frate, să deschid ușa aia? Uite, să urcă pe pereți, stai Spider-Man. Ia. Asta e de la Ouija, mă? F-G-H-Q-R-S-T-U. Nimic aici, ok. Aha, deci îmi trebuie la ceva aia. Ok. Na, mă, nu v-a plăcut ăla, dar ăsta, de ăsta ce mai ziceți? Runda 3, ia uite. Ciu-ciu! Hai viața mea să ne jucăm, haide. Am văzut ceva? Nu. Ce faci, mă, te-ai oprit? Nu mai are combustibil ăsta? E, mă, ia la mișto ăsta. Viața mea, ce faci, mă? Te-ai culcat la loc? Ce să se culce ăsta, mă? Ăsta nu doarme niciodată, mă, în cavașcura voastră. Cine mi l-a recomandat? Băi, Alex, viața mea, nu știu ce... Ai avut ceva cu mine că mi-ai recomandat jocul ăsta, ești nebun la cap? M-a prins și când mi-înghițeam scuipatul, gen, știți ce zic? L-am înghițit, dar s-a dus, cred că... A și ieșit, mâncați, ești curat. Mamă, dar eu unde trebuie să mă duc acum, că mi-e frică, mâncați aici. Voleleu, voleleu. Evelyn Sai se numește jocul. Uite, mă. Păi și care era? Cum mă uit, mă, la ce am luat? Stai să apăs pe toate butoanele să văd. Vrea să țin minte, mă? Frate. Bă, mai țineți minte, mă, ăla? Bă, cât era? Păi și unde găsesc eu codul ăla, mă? Ia stai.
Băi, copile. Care e codul mâncații și curat? Mamă, dar urât facem o viața mea. Așa. Lol, uite. Aha. În funcție de trenul ăsta, stai așa. Da, dar trenulețul are mâncația și curata 15 culori. Cred că e galben, mov, verde, portocaliu. Este așa. Deci galben. Vai, Doamne. Faza e că, deci, culorile au o cifră, alea de sus au o cifră. Pardon, cifrele au o culoare, astea de sus au o culoare. Și drumurile alea au și ele o altă culoare. De unde știu care cum e? 2951. Asta e. Nu știu cum ați făcut, dar n-am, e prea greu jocul ăsta, mă jur că e prea greu. Știu că și data trecută m-a enervat jocul asemănător cu ăsta, că e prea greu. Dacă mă enervează și ăsta, nu cred că îl jucăm. Și cheie la ce e ăsta mâncați, ești curata? E la camera aia. Bă, dar care-i logica, mă, d-a fost 2951? Nu-mi dau seama, mă jur. Erau culorile de la cifre, ia. Doi, nouă, cinci, unu, nu erau culorile de la cifre. Ia vezi, mă, mergem la etaj, ești nebun la cap. Bă, ești nebun. Bun. Voi vedeți că și aici sunt aceleași tablouri ca jos. Și aici coborâm tot în același loc. Și iau aceeași chestie, iar nu-mi vine să cred. Aba, nu, am mai luat-o în puzzle. A, ok, deci de fiecare dată când refacem ăsta, luăm câte un puzzle de ăla. Aolo. Te pup, sor mea, te rog, nu mă speria. A, gata, ăsta a fost prologul. Deci ăsta a fost demo-ul, gen. Bă, luăm să ne jucăm?